Handbaliștii gorjeni vor să termine play-off-ul cu fruntea sus. În cele patru confruntări cu HC Odorhei și Dinamo București, tehnicianul Liviu Andrieș spune că toate echipele pleacă cu șanse egale. Contează orice gol primit sau înscris în aceste partide. Handbaliștii vor începe și vor termina seria de play-off pe teren propriu. Andrieș crede că formația care își va recupera mai repede accidentații și va învinge oboseala la finalul campionatului va învinge. Un mini-campionat destul de viu disputat și de aprig. Echipele care știu să dozeze foarte bine efortul și mai ales acum pe final de campionat, echipele care știu să recupereze cât mai repede și oboseala și accidentările care vor parveni în urma acestor meciuri va avea sos de izbândă. Eu sper ca noi să ne bucurăm la final pe 24 mai, ultimul meci de acest loc 4 și să prindem loc de cupă europeană. Cred că toate echipele plecăm cu șase egale, cum am spus, depinde de situația de moment, de starea de spirit, de starea fizică și de forma de moment pe care o prinde fiecare echipă la cele patru jocuri care le-a disputat. Unul dintre oamenii de bază a echipei gorjene, George Șelaru, este de părere că Energia are nevoie să câștige ambele meciuri de pe teren propriu și o confruntare din deplasare. Toată lumea să câștige meciurile de acasă și noi să câștigăm unul în deplasare. La Dinamo sau la Odorhei, să vedem cum. Cu Dinamo este puțin mai greu pentru noi, având în vedere tragerea la sorți, pentru că jucăm de fiecare dată la 3 zile după meciul cu Odorhei, avem meci cu Dinamo. Acum nu ne putem ascunde după chestia asta în cazul în care vom greși la meciurile cu Dinamo, pentru că și Odorhei vine după ce a jucat sâmbătă, dacă nu mă înșel, Constanța, are meci astăzi cu Dinamo și vor juca duminică cu noi. De aceeași părere este și unul dintre veteranii echipei din Târgu Jiu, Darius Apolzan. După un campionat întreg, e multă muncă, am reușit să prindem locul 4, dar lucrul acesta n-a prea contat și acum trebuie să muncim iară și să îi luăm iară locul 4. Eu cred că dacă obținem 3 victorii din 4 meciuri, avem garantat locul 4, care permite accederea în cupele europene anului viitor. Primul meci din seria pentru locurile 4-6 pentru echipa gorjeană este programat pe 11 mai de la ora 19 pe teren propriu împotriva celor de la HC Odorhei.